Bine ați venit la energiile curente pentru ascendent lună soare Taur și haideți să vedem ce avem pentru voi, ce avem pentru Taur. Care sunt energiile curente? Regina de spade. Poate faceți o curățenie în tot ceea ce ține viața voastră, relațiile, regina de spade întotdeauna uh, are o, o aiură, să zicem, de avocat, cineva care își pune abilitățile și talentul în funcție, este un fel de talent înăscut. Ce avem mai departe pajul de săbii. 5 de bute. Asta înseamnă că veți câștiga într-o dispută. Herofantul. Ceva legat de o asigurare, ceva legat de uh, niște finanțe, responsabilități pe care le aveți și fiți atenți că hierofantul și 5 de bute poate fi și un împrumut vă sfătuiesc să nu luați împrumut de bani. Dar dacă eventual doriți să faceți un împrumut la bancă, fiți foarte atenți cu această regină și pajul de spade. Va trebui să știți calculul uh, dobânzii respective. Banca niciodată nu pierde taxele în general. Deci avem, avem și regele de spade. Doi de monede și pașul de cupe. Energia voastră este o energie de pământ, dar regina de spade și regele de spade aici poate unii dintre voi chiar uh, încearcă să ducă relația de dragoste la următorul nivel, pentru că este perechea. Și e de fapt o surpriză, pentru că asul acesta de săbii și turnul ne spune că este o surpriză pe care nimeni nu o știe. Iar aici 5 de monede. Poate veți cheltui pe ceva. Ce avem aici? Avem 6 de bute. Recunoaștere, succes. Asta este foarte bine. Și asta înseamnă că vine din acest talent înnăscut. Haideți să vedem ce vrea să ne spună mai mult. 5 de bute și herofantul. Rovandul din nou, deci veți avea de a face cu asigurări, cu taxe la stat, este bine să comunicați și să adunați toate informațiile fără să vă certați, pentru că adevărul va ieși la suprafață. 10 de spade, din nou s-a întors, da, 4 de monede. doi de spade. Este ceva legat de bancă pentru că aveți acest cal uh, alb. Deci ceva se află acolo în energiile respective. Am senzația că are de-a face cu o, poate un interes, o, o dobândă de la bancă. Ceva de genul acesta. Pentru că este un blocaj și zecele acesta de spade Uh, ceva care, dacă nu sunteți atenți ce semnați, asta înseamnă o pierdere pentru voi. Regina de monede. Va trebui să fiți foarte, foarte atenți. În spatele acestei informații se ascunde un secret. Veți câștiga dacă veți cerceta. Cinci de monede. 5 de bute, din nou aveți 5 ul acesta de bute, 2 de cupe. Poate luptați pentru o proprietate cu cineva. Dacă este vorba despre un divorț și luptați, atunci înseamnă că câștigul este de partea voastră. 5 de bute, vă apărați interesele dintr-o relație, din o relație în care ați ieșit. 7 de spade, cineva a încercat să vă fure, dar Vă apărați! Uitați cât de frumoase sunt cărțile! A încercat pur și simplu să vă șantajeze, posibil prin altă persoană sau un alt avocat. Turnul și asul. Dreptatea vine de la divinitate, de la Arhanghelul Mihail. Deci ceva bun trebuie să fi făcut voi în karma voastră pentru a fi ajutați. Dacă nu, atunci vă rugați. Cavalerul de bute faceți multe drumuri, trăiul acesta de cupe, veți găsi multe piedici, dar veți reuși pentru că aveți șase de bute. Și veți reuși cu siguranță. Iar zecele acesta de monede îmi spune pur și simplu că este una dintre cele mai bune perioade de a face bani, de a câștiga bani în funcție de abilitățile voastre, de talentul vostru, de domeniul vostru de muncă. Deci este ceva foarte frumos. Deci veniturile voastre cresc. Zecele acela de monede poate fi și ceva legat de uh, familie. Pentru că de obicei 10 de monede vin toți banii familiei. 8 de monede. Și carul, ce vrea să-mi spună? Posibil pentru unii dintre voi să fie necesar să faceți o specializare? În urma acelei specializări voi câștigați un post mai bun. Și cu siguranță carul acesta îmi spune de o mutare dintr-un loc în altul. Iar aici aveți Gemini, deci va trebui să luați o decizie. Poate vă transferă într-un alt office sau în altă parte. Dar cu siguranță aici aveți un mare succes. Fiți foarte atenți aici dacă semnați ceva legat de credite, de nu știți cum Uh, va fi calculată dobânda, ceva de genul acesta, mergeți la o persoană care știe. Nu semnați până nu vedeți absolut toate informațiile. Și haideți să vedem în dragoste cei care doresc. Poate că persoana respectivă este total diferită de cultura voastră și de felul vostru de a fi sau abordează totul diferit, dar este o iubire adevărată și există multă pasiune. Lăsați inima să cânte în iubire. Care este sfatul? Care este sfatul? Prințul de primăvară. Mm, ai multă încredere în tine. Iar aici îți spune cu siguranță să acționezi foarte repede. Pentru că a, numai atunci vei avea succes. Deci este nevoie câteodată să ne asumăm un risc. Dacă într-adevăr doriți să fiți cu o persoană anume, atunci va trebui să aveți curajul să decideți acest lucru. Dacă doriți să faceți o afacere nouă, din nou va trebui să aveți curajul și să acționați imediat. Pentru că aveți posibilitatea să aduceți bunăstare, să aduceți multe lucruri bune, pozitive în viața voastră, dacă acționați imediat. Și nouă de primăvară. Iar aici avem The Will, roata. Wow! E perfect! Aici trebuie să-ți protejezi, de fapt, tot ceea ce ai lucrat. Deci, încă o dată vă protejați pentru că aveți șaptele acesta de spade și șapte de băte, posibil să fie dintr-o relație din care ați ieșit și nu v-ați așteptat ca persoana respectivă să vină cu marea surpriză că dorește casa sau proprietatea respectivă. Iar aici roata și prințesa, aici nu mai este cineva, este exact aceeași energie pe care o aveți aici, cu regina de spade. Deci, Adevărul, niciun tip de diplomație, iar roata, de fapt, este un nou început pentru tine. Acum îți reconstruiești viața ta. Și soarele, posibil pentru unii dintre voi, să aveți vești bune. Cei care lucrați în guvern sau în lumea politică, veți avea... Uh, succes legate de cariera voastră. Este foarte frumoasă etalarea voastră și cu siguranță voi aștepta comentariile voastre. Numai bine, la revedere, ne auzim!